Dumnezeu le se descopere oamenilor în inimile lor și acolo este începutul adevărat al împărăției cerurilor. Nu aici pe pământ, ci nu într-o casă sau într-un loc sau într-un munte, ci adevărata credință începe înainte de toate în inima omului. Ăla este locașul tainic în care se întâlnește Dumnezeu cu omul.